Muntenia și Moldova vor fi legate de autostrada A7, iar tronsonul Ploiești-Buzău este prima secțiune a acestui drum de mare viteză. Ordinul de începere a lucrărilor la primul lot de aproximativ 21 de kilometri între Dumbrava și Mizil a fost semnat astăzi de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, care a și predat amplasamentul Consorțiului de Constructori Români și Italieni. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 20 de luni. Primul lot include 14 poduri și un pasaj cu lungimea de 550 de metri. Contractul are o valoare de 1,46 miliarde de lei și este finanțat prin PNRR. Autostrada Moldovei A7 va avea în total aproape 440 de kilometri, de la Ploiești până la Siret, la granița cu Ucraina.